UTA încheia și cel de-al doilea meci în acest campionat la egalitate. Echipa pregătită de Adrian Falub a obținut doar un rezultat de 1-1 la Arad în meciul cu CS Mioveni. Oaspeții au deschis scorul în minutul 12 prin Mazilu, care a șutat din marginea careului mare în stânga portarului. Cu 2 minute înainte de pauză, brazilianul Weller a egalat, reușind primul său gol pentru UTA. El a reluat cu capul în plasă după un corner executat de Bucur. UTA a dominat apoi toată repriza secundă, însă nu a reușit să concretizeze niciuna dintre ocaziile pe care le-a avut. Etapa viitoare, UTA va juca pe terenul formației Unirea Alba Iulia.